Bună dimineața și vă mulțumim pentru timpul pe care îl acordați acestui eveniment. Vă să mai așteptăm un minut, două, să se poată înscrie toate persoanele care au dorit să participe la această prezentare. Această sesiune este ultima din acest an. Tot la fel, este ultima sesiune în acest format, începând cu 2021. Formatul acestor evenimente va fi un pic diferit. Dar, bineînțeles, vom fi din nou împreună și vom avea ocazia să vă prezentăm din nou noi tehnologii, produse sau aplicații diferite din diferite tipuri de automatizări. Sesiunea de astăzi are ca temă automatizările de procese continue și mai exact acționarea pneumatică a robinetelor. Vom începe într-o primă fază cu câteva noțiuni teoretice despre ceea ce înseamnă procesele continue și de ce se numesc așa. Iar apoi, către final, vom trece prin câteva soluții, sau prin câteva tipuri de robineți și soluțiile lor de acționare. Eu mă numesc Cosmin Tacea, sunt șeful departamentului tehnic la Festo. Înainte să începem prezentarea, vă reamintesc celor care au mai participat la o astfel de sesiune, cei care sunt nou veniți vor afla acum. În cazul în care doriți să adresați întrebări sau doriți să detaliem un anumit subiect, există sesiunea de chat, unde vă puteți scrie cu întrebările, neînțelegerile și așa mai departe. Iar noi vom monitoriza continuu această secțiune. În cazul în care sunt probleme sau sunt întrebări punctuale, ne vom opri în acel moment sau, dacă nu, la sfârșitul prezentării voi aloca timpul rămas pentru a vă răspunde. Bineînțeles, în cazul în care știu și eu răspunsul, în caz contrar, voi reveni pe un e-mail separat. Ok. Discutăm de procese continue. Haideți să vedem ce înseamnă un proces. Așa cum suntem învățați de la școală, în momentul în care discutăm despre un anumit subiect, începem cu definiția. Procesul reprezintă orice operație sau secvență de operații care implică o schimbare a substanței vehiculate sau a fluidului vehiculat. Și această schimbare poate fi din punct de vedere al stării energetice a acestuia, fie că, nu știu, transformăm un lichid într-un gaz sau, nu știu, încălzim apa. Fiecare dintre aceste modificări reprezintă un proces. Apoi, schimbarea sau
modificarea nivelului. Și aici ne referim în special la aplicații de umplere, fie că discutăm la nivel, nu știu, mic de anumite sticle, doze și așa mai departe, sau rezervoare în aplicațiile mai exterioare sau în aplicațiile mari. Apoi, o altă schimbare ce ar putea apărea în cazul fluidelor este aceea a vitezei. Și un exemplu foarte clar ar fi, de exemplu, în industria cimentului sau în industriile care vehiculează particule solide, discutăm despre acel transport pneumatic. Apoi, compoziția, atunci când avem procesul nostru implică, nu știu, un mix de substanțe sau anumite reacții chimice și nu în ultima măsură dimensiunile substanței vehiculate. De exemplu, un concasor în care avem în industria minieră niște bolovani mari pe care îi măcinăm. Cu ce tipuri de fluide se lucrează în industria de proces? E, așa cum se vede, discutăm de mai toată gama de fluide, fie că discutăm de lichide, paste, granule, pulberi, gaze, oricare dintre tipurile acestea de fluide pot fi transportate, vehiculate, transformate pentru a ajunge într-un final la produsul finit. Bineînțeles, orice proces poate fi realizat atât într-o variantă manuală, fără automatizare, dar într-o astfel de soluție, procesul nu prezintă încredere, este nescalabil, devine periculos, apar greșelile umane și așa, în glumă, de câte ori nu am auzit la știri despre subiecte care încep cu nu știu, un dorel și apoi continuă știrea. Da, greșelile umane, mai ales în cazul aplicațiilor proceselor continue, unde o astfel de greșeală poate să cauzeze efecte tragice. Dacă ne gândim, de exemplu, nu știu, la o rafinărie, ce ar însemna ca persoana care trebuie să opereze un anumit robinet sau o anumită instalație să facă o greșeală. Drept urmare, cea mai eficientă soluție de a scăpa de aceste posibile greșeli este automatizarea. Clar, asta se întâmplă în orice industrie. Și automatizarea se realizează prin definirea trei pași importanți. În prima fază, măsurarea, care determină existența sau mărimea unor variabile din proces, presiune, temperatură și așa mai departe. Iar această etapă se realizează cu ajutorul senzorilor sau altor instrumente de măsură. Apoi, controlul, care analizează procesul și decide dacă în cadrul acestuia sunt necesare modificări. Iar în ultima parte, acționarea, care preiau semnalele venite de la sistemul de control și
prin mijloace specifice, schimbă variabilele procesului. Astfel de acțiuni, în cadrul acțiunilor automatizării proceselor continue, de obicei sunt numite robineți de proces. Măsurarea, avem în fabrici mii de puncte de măsură, în industria de proces. Cele mai întâlnite sunt echipamentele care măsoară temperatura, presiunea, debite, compoziție chimică. De obicei sunt semnale analogice. Apoi, controlul preia informația venită de la senzori, o recepționează, o stochează, o analizează și ia decizii printr-o serie de echipamente electronice. Fie că discutăm despre controlere, și aici DCS, de exemplu, sau PLC-urile, fie că discutăm despre o interfață cu omul. Deci ambele soluții intră în această categorie a sistemelor de control. Și ultima parte, zona de acționare, cea a robineților de proces. Acestea sunt echipamente mecanice ce controlează fie debitul, fie presiunea mediului vehiculat într-o instalație. Ele se ocupă de pornirea, oprirea debitului de fluid, controlul debitului, controlul direcției de curgere, reglarea presiunii, eliminarea suprapresiunilor și așa mai departe. Deci, în concluzie, avem nevoie de automatizarea acestor procese pentru a avea o productivitate mai mare față de acționările manuale. Evident, pentru a crește nivelul de siguranță a instalației, pentru simplificarea operațiilor, reducerea consumurilor energetice și, nu în ultimul rând, reducerea emisiilor cu efect de seră sau diferitor altor poluanți. Haideți să discutăm un pic și despre robineții de proces. Așa cum spuneam un pic mai devreme, sunt cele mai comune echipamente de acționare întâlnite în industriile de proces. Din punct de vedere al componenței lor, de obicei cu mici diferențe, ele sunt compuse dintr-un corp, un element de închidere, un element de etanșare, axul și actuatorul. Axul nu face decât să transmită mișcarea venită de la actuator către elementul de închidere. Din punct de vedere al conexiunii la proces, tot la fel sunt extrem de variate, diferă de la industrie la industrie, diferă de la aplicație la aplicație, dar cele mai comune ar fi filetele, fie că discutăm de filet interior sau filet exterior, planșe, și aici sunt foarte multe variante, capete sudabile, clamp. Cum spuneam, astfel de conexiuni își au rostul și au avantajele lor în diferite contexte și în diferite industrii. Unii dintre cei mai comuni robineți sunt robineții fluture.
Marele lor avantaj este costul. Costul redus al acestor tip de robineți este dat în principal de faptul că fluidul care este vehiculat nu intră în contact cu corpul robinetului. Drept urmare, cea mai importantă parte din punct de vedere al volumului sau greutății poate fi realizată dintr-un metal de obicei sau dintr-un material care să fie ușor de realizat și un material ieftin. Din punct de vedere al tipurilor constructive, sunt trei tipuri de corpuri a acestor robineți: tip wafer, loop sau U-section. Wafer este soluția de prindere a robinetului între două flanșe și avem doar acele urechi de ghidare. Este o soluție economică, des întâlnită, dar prezintă anumite dezavantaje. Și unul dintre principalele dezavantaje îl reprezintă faptul că mentenanța instalației în care este montat devine dificilă. Iar în acest caz se folosește soluția loop. Așa cum se observă și în imagine, are mai multe găuri, acestea sunt filetate și pot fi se pot monta cu prin intermediul șuruburilor de flanșele instalației. Iar în cazul în care se dorește mentenanța tubulaturii, de exemplu, putem să închidem fluxul și să scoatem șuruburile de la un capăt al robinetului, restul instalației putând, de ce nu, să rămână sub presiune. Ultima soluție, cea de U-section, este o combinație a primelor două, utilizată în special pentru diametre mari. Deci, dacă wafer sau lug sunt recomandate până în diametre de 600, 800, 1000 de milimetri, U-section-ul se folosește pentru diametre mai mari, nu știu, 1600 sau în funcție de aplicație. Apoi, elementul de etanșare. Și acesta poate să difere în funcție de aplicație și de fluidul vehiculat. Cele mai comune soluții sunt cele cu element de etanșare din elastomer. Și aici discutăm de EPDM, NBR, Viton și așa mai departe. Dar astfel de elastomeri au recomandare de a fi utilizate în anumite condiții un pic mai restrictive, mai ales din punct de vedere al temperaturii. Uzual cam până la 120-140 de grade, bineînțeles, anumiți elastomeri rezistă până aproape de 200 sau neapărat elastomer, cât și plastomer, și aici mă refer la teflon. Dar în cazul în care avem aplicații care solicită temperaturi mai ridicate sau condiții mai extreme, există și soluția etanșării metal pe metal. Bineînțeles, o soluție mult mai complexă, mult mai scumpă.
Un mare dezavantaj al acestor tip de robineți, deși spuneam că e o soluție extrem de ieftină, mai ales când discutăm despre diametre mari, dezavantajul este că prezența acelui element, acelui disc, acelui element de închidere aduce o anumită cădere de presiune pentru că este în fluxul de fluid. Și mai ales în situațiile în care discutăm de o acționare continuă astfel de robineți, observăm că debitul este influențat și pot apărea căderi de presiune. Bineînțeles, o altă limită este natura fluidelor care sunt vehiculate în momentul în care discutăm despre fluide cu un caracter abraziv pronunțat. Acestea pot deteriora elementul de închidere sau suntem nevoiți să folosim elemente rezistente la abraziune și evident să avem un preț un pic mai ridicat. Și dezavantajul de la robineții fluture constituie de fapt un avantaj pentru robineții sferă. Robineții sferă sunt de fapt o serie de robineți în care în interiorul corpului avem o sferă de obicei metalică care are o frezare în mijlocul acesteia, un orificiu, fixată între niște inele de etanșare, de obicei dintr-un element, dintr-un material plastic, de obicei din teflon, dar nu este o regulă. Robineții sferă, așa cum se vede cel mai bine în partea de jos a ecranului, permit calea liberă a fluidului în momentul în care aceștia sunt deschiși complet. La diametre mici, și aici mă refer, nu știu, jumătate de țol, poate până într-un țol, maximum 2 țoli, sunt o soluție mai ieftină decât varianta robineților fluture. Tocmai pentru că, din punct de vedere constructiv, e mai ușor să realizezi un robinet sferă decât unul fluture, dar situația se schimbă la diametre mai mari, peste 2 țoli și deja peste 4 țoli de 100 prețul acestor începe să crească exponențial. Din punct de vedere al conexiunilor, cum spuneam și un pic mai devreme, există mai multe soluții cu filete, cu flașe, clem, cable desizabile. Soluția optimă se alege în funcție de necesitățile aplicației și necesitățile industriei. Tot la fel, construcția lor permite realizarea mai multor funcții. Robineții pot fi 2x2, adică on-off, sau 3x2, tip T sau L, chiar și cu 4 căi. Robineții cu 3 căi sunt de două tipuri, cum spuneam, de tip T și de tip L, realizând două
funcții. Cele de tip T au o intrare și două ieșiri sau două intrări și o ieșire. Sunt utilizați cel mai des, așa ca să dau o aplicație din viața noastră de zi cu zi, la robineții de la baie, de exemplu, în care avem o intrare de apă rece, o intrare de apă caldă și ieșirea, în funcție de cât de mult rotim, poate seta sau poate regla temperatura apei care curge. Pe de cealaltă parte, robinetul de tip L face selecția între două direcții de curgere. Și aici avem de un exemplu cel de la duș, în care selectăm fie curgerea apei pe la robinet, fie curgerea apei pe la duș. Astea sunt două exemple de care ne lovim în fiecare zi, dar ne ajută foarte bine să înțelegem principiul de funcționare a celor două tipuri constructive de robinet. O altă soluție este robinetul cu sertar. Spre deosebire de primele două variante prezentate anterior, care aveau nevoie de o acționare rotativă sau oscilantă 0-90 de grade, robineții cuțit au nevoie de o mișcare lineară. Aceștia folosesc ca element de închidere un disc sau sertar sau, nu știu, lamelă, spuneți cum vreți, și prin intermediul unui actuator poate fi îndepărtat complet din fluxul de curgere a debitului. Deci, la fel ca și în cazul robineților sferă, nu există rezistență la curgere. Avem și un exemplu asupra cum funcționează un astfel de robinet. Vedem în partea de sus acționarea cu ajutorul unei roți de manevră. Acolo avem un șurub care, odată rotit, ridică sau coboară elementul de închidere care permite trecerea fluidului către apa. Evident că, așa cum se observă în partea din dreapta a ecranului, soluția sau elementele componente nu sunt chiar atât de simple. Avem o serie de garnituri, o serie de elemente de etajare și de ghidare care să permită funcționarea unui astfel de echipament. Lăsăm un pic la o parte partea de robinet și acționările lor pentru a trece un pic prin câteva standarde importante de care trebuie să ținem cont în momentul în care lucrăm cu astfel de soluții. Acestea au două roluri, aceste standarde. De o parte, asigură utilizatorul că instalația sa lucrează la nivel optim de siguranță și eficiență, iar pe de o altă parte asigură utilizatorului o
independență în selectarea furnizorilor de echipamente prin realizarea unor obligații, să le spunem așa, în ceea ce privește interfețele de interconectare. Pentru că nu avem suficient timp la dispoziție, astăzi ne vom axa în special pe cea de-a doua soluție, deci standardele care definesc interfețele de interconectare dintre diferitele echipamente din intermediul unei acționări din industria de proces. Totuși, înainte de discuția sau de prezentarea acestor standarde, trebuie să definim și o serie de termeni tehnici. Într-o primă fază, discutăm de acest DN sau diametru nominal. Diametrul nominal reprezintă diametrul interior al robinetului sau al instalației. Un al doilea termen este acela de presiune nominală. E un termen care provoacă de foarte multe ori confuzii, mai ales când discutăm despre robineții fluture, dar nu numai, cam de fiecare dată când se discută de robineți cu prindere pe flanșă. Dacă ați lucrat cu robineți, de fiecare dată am auzit de expresia PN6, PN10, PN16, PN25 și așa mai departe. Aceste PN-uri ne dau, de fapt, informații despre numărul, dimensiunea și dispunerea găurilor pe circumferința flanșelor, precum și filetele acestor găuri în cazul, dacă e cazul să aibă filet. Acest termen nu are nicio legătură cu presiunea maximă pe care o vehiculăm prin robinet. Și Festo, ca și, bineînțeles, ca și alți producători, în momentul în care configurăm un robinet, trebuie să alegem pe de o parte acest PN și pe de altă parte presiunea maximă de lucru. Deci avem ca exemplu aici, avem posibilitatea să configurăm un robinet PN16, dar care să lucreze la o presiune maximă de 6 bar. De ce am avea nevoie și de această presiune maximă? Tocmai pentru că, mai ales în cazul robineților fluture, diametrul elementului de închidere diferă. Deci cu cât presiunea vehiculată prin robinet este mai mare, cu atât diametrul discului este mai mare, tocmai pentru a închide, a intra în elementul de etanșare, deci în acel elastomer, și să realizeze o închidere foarte etanșă. Bineînțeles, diferențele între diametrele date de această presiune sunt extrem de mici. Între PN6 și PN16, de exemplu, e aproximativ o diferență de 2 mm, dar mai ales în cazul în care discutăm de robineți automați, robineți cu acționări dese, e evident că o utilizare
al unui disc mai mare va duce la deteriorarea mai rapidă a elementului de etanșare. Un alt termen este acela de KV sau coeficient de debit. Coeficientul de debit a apărut ca și necesitate pentru a da utilizatorului o informație despre debitul vehiculat de un anumit robinet sau de un anumit element din instalație. Pentru că, așa cum am văzut în primele slide-uri, discutăm de o varietate de posibile fluide, evident că și debitele acestora printr-un anumit robinet variază foarte mult și asta se datorează mai ales viscozității acestora, dar nu numai. Drept urmare, a apărut necesitatea acestui element sau acestui coeficient de debit, care de fapt standardizează debitul de trecut în documentația tehnică și el reprezintă de fapt debitul care curge printr-un robinet sau printr-un element complet deschis, debitul de apă la o cădere de presiune de 1 bar și o temperatură de 16 grade Celsius. Și se măsoară în, evident, metri cubi pe ore. Apoi, în funcție de parametrii fluidului pe care îi avem fiecare în instalații, aplicăm diferite corecții și putem afla debitul teoretic real al fluidului vehiculat. Standardul NAMUR este cel care ne dă sau definește interfețele de conectare sau oglinzile de conectare a acționărilor cu ventilele pilot. Deci, definește pe de o parte oglinzile de conectare din zona pe care am marcat-o și pe de altă parte în interconectarea actuatoarelor cu senzorii. Iar un alt standard important este din ISO 5211, care definește interfețele conectării robinetului cu actuatorul. Astfel, utilizatorul nu este forțat să meargă pe un singur furnizor de echipament și apoi să devină oarecum dependent de acesta. ISO 5211, deci cel care spuneam că standardizează interfața de conectare dintre robinet și actuator, de fapt definește, pe de o parte, dispunerea găurilor de prindere și, pe de altă parte, acest pătrat sau element de angrenare. Nu trebuie să fie neapărat de formă pătrată, dar pătratul este cel mai comun întâlnit. Apoi standardul NAMUR, care reglementează, pe de o parte, diametrul celor două porturi pentru acționarea pneumatică în acest caz, dar și găurile de prindere a ventilelor pe actuator. Ceea ce spuneam,
standardul NAMUR, care definește o serie de distanțe între toate aceste interfețe și dintre actuator și senzor și dintre actuator și ventilul pilot. Acționările, bineînțeles, acționare electrică este cea mai comună soluție de acționare pentru robinet. Ea poate fi atât în variantă rotativă, cât și în variantă liniară, iar ca funcționare are la bază un motor, fie că discutăm de un servomotor, fie că discutăm de un motor asincron și prin intermediul unor reductoare acționează robinetul în cauză, dar titlul prezentării noastre de astăzi este acționarea pneumatică, așa că intrăm un pic mai mult în detaliu în aceste soluții. Actuatoarele pneumatice pot fi de patru tipuri. Actuatoare liniare, care de fapt reprezintă simpli cilindri, actuatoare sfert de tură sau 0-90 de grade, fie că ele sunt așa numit rotative, dar de fapt sunt niște actuatoare oscilante, actuatoare rotative cu palete sau actuatoarele cu membrană. Cele liniare, așa cum spuneam, de fapt reprezintă simpli cilindri pneumatici, dar care în industria de proces trebuie să se supună standardelor de care am discutat un pic mai devreme. Drept urmare, forma lor este un pic diferită, dar principiul de funcționare este același. Observăm deplasarea pistonului în funcție de camera care este presurizată. Ele pot fi atât în variantă de acționare închis-deschis, on-off, dar și în variantă de acționare continuă prin intermediul poziționerilor, dar asta o lăsăm mai pentru sfârșit. Acționările rotative sfert de tură acționările rotative sunt de două tipuri. Pe de o parte, dublă acțiune, așa cum observăm, comandăm atât închiderea, cât și deschiderea cu ajutorul unui ventil, deci cu ajutorul aerului comprimat, sau cele cu simplă acțiune, care cărora le comandăm doar o direcție de deplasare cu ajutorul aerului comprimat, iar cealaltă direcție fiind realizată cu ajutorul unui arc. Din punct de vedere constructiv, tot la fel discutăm despre două soluții sau două moduri de a transforma mișcarea liniară într-o mișcare rotativă oscilantă. Pe de o parte, soluția pinion-cremalier și pe de altă parte, soluția bielă-manivelă.
Soluția bielă manivelă are un avantaj că la unghiuri mici de deschidere permite un surplus de cuplu, deci cu până la 25% mai mult cuplu decât în cazul celor cu pinion cremalieră. Dar observăm că curba acestui cuplu coboară până la aproape 50% și apoi urcă din nou. Deci, în cazul robineților, de exemplu, în care avem nevoie de un cuplu mai mare la deschiderea acestora, se preferă această soluție de bielă manivelă. Iar în acest caz discutăm în special despre robineții fluture, dar și cei sper, în special cei care sunt la diametre mari și foarte mari. Soluția pinion cremalieră este o soluție mult mai economică, care sau realizează un cuplu liniar și se preferă mai ales în acționarea robineților la diametre mici, deci acolo unde nu avem nevoie de cupluri foarte, foarte mari pentru deschiderea robineților. Iar aici avem o reprezentare și pentru acționările cu simplă acțiune, în cazul celor două soluții, soluția cu cremalieră și soluția cu manivelă, bielă manivelă, scuze. Ce este important de reținut? Că aceste grafice sunt importante în momentul în care noi dimensionăm un actuator pentru un anumit robinet. De ce? Pentru că cele două curbe, cea albastră dată de cuplul dat de acționarea pneumatică și cea gri dată de cuplul dat de forța arcurilor, trebuie să fie peste acea curbă roșie, care este de fapt cuplul nominal al robinetului și evident că trebuie să avem și un anumit coeficient de siguranță luat în funcție de natura fluidului pe care îl vehiculăm. E evident că acolo unde discutăm despre niște fluide lichide, coeficientul este unul mai redus, iar acolo unde discutăm despre fluide viscoase sau fluide uscate, avem nevoie de un coeficient de siguranță mai ridicat. Actuatoarele sunt dimensionate nu doar analizând cuplul necesar deschiderii și închiderii robinetului, ci trebuie ținut cont și de frecvența de acționare a robineților, respectiv tipul fluidului, temperatura fluidului, compatibilitatea chimică a elementelor care intră în contact cu fluidul. De ce? Pentru că, de exemplu, sunt cazuri în care anumite elemente de etanșare la contact cu anumite chimicale se umflă și atunci, evident, vom avea nevoie de un cuplu mai mare pentru a putea să acționăm robinetul respectiv. Cuplul rezistent sau fricțiunile în tijă, presiunea de lucru a fluidului și, nu știu, alte forțe dinamice ce pot să apară. Deci, trebuie să avem în vedere mult mai mulți
factori în momentul în care dimensionăm un astfel de actuator. Un element destul de important și interesant îl reprezintă reglarea capetelor de cursă la un actuator. Fie că discutăm despre unul cu dublă acțiune sau unul cu simplă acțiune, așa cum vedem în cazul de față. De ce? Pentru că avem nevoie de procese eficiente. Și în poziția deschis, de exemplu, trebuie să ne asigurăm că robinetul permite să curgă fluidul fără a introduce căderi de presiune. Deci, printr-un astfel de reglaj putem compensa nu știu, mici greșeli de execuție sau de montaj în robinet, iar reglajul pentru poziția închis, din nou dau exemplu robineților fluture, care nu știu, supradimensionați din punct de vedere al presiunii de lucru al fluidelor, nu necesită rotirea completă 90 de grade, deci discul respectiv să intre complet în elementul de etanșare. Dacă avem o presiune mai mică, etanșeitatea poate fi realizată și la un unghi de rotire de nu știu, 88 de grade, de exemplu. Și atunci, pentru a nu deteriora inutil elementul de etanșare, putem să reglăm o cursă de rotire mai mică. Pentru cei dintre dumneavoastră care au participat la sesiunea anterioară, vin și cu o comparație de electric versus pneumatic în cazul acționărilor proceselor continue. Bineînțeles, din punct de vedere al comenzii acestora, în cazul unui actuator electric, avem nevoie de un număr destul de mare de cabluri electrice care să-l comande. Pe de altă parte, în cazul acționărilor pneumatice, discutăm doar de două tuburi și două fire pentru comanda pilotului actuatorului. Alegerea unei soluții de unei poziții de siguranță, evident că în cazul dispariției tensiunii electrice, în cazul actuatoarelor electrice, suntem nevoiți să rotim manual robinetul sau actuatorul până la poziția de siguranță, așa cum am văzut în cazul celor pneumatice, cu ajutorul unui arc putem seta poziția de siguranță în cazul dispariției oricărei forme de energie. Din punct de vedere al protecției ATEX, acționările electrice sunt unele scumpe pentru că avem nevoie de echipamente speciale, ventilele sau actuatoarele pneumatice nu au nevoie de o astfel de soluție pentru că ele nu au o sursă internă de combustie și, prin urmare, au certificarea ATEX în varianta standard. Comanda acestor actuatoare poate fi atât on-off, prin intermediul unui ventil sau unui distribuitor, așa cum vedem aici. Aici discutăm despre un actuator cu interfață NAMUR,
cu funcție interschimbabilă 3x2, 5x2, prin rotirea acelei garnituri. Sau comanda continuă prin intermediul unui poziționer. Și aici avem exemplificate două soluții de comandă, fie prin intermediul a două distribuitoare 3x2, ambele normal deschise, sau două 3x2-uri, unul normal deschis, unul normal închis, care fiecare dintre ele permite o anumită funcționare în caz de dispariție a tensiunii de alimentare. Cea cu două ventile normal deschise va permite blocarea actuatorului și implicit a robinetului în poziția în care se afla la căderea tensiunii, iar cea cu unul ventil normal închis și celălalt normal deschis ne permite alegerea unei poziții de siguranță a robinetului, fie ea normal deschisă, fie normal închisă. Evident, schema se poate complica un pic mai mult în funcție de poziționer, poate ajunge până la 4 distribuitoare care să funcționeze independent și așa mai departe, dar ca și principiu de funcționare, eu cred că cele două scheme prezentate sunt sugestive. Comanda continuă a acționărilor liniare poate fi făcută atât intern, așa cum am observat un pic mai devreme, poziționerul fiind montat în corpul actuatorului, sau extern cu un poziționer montat la distanță și către care se vine cu un feedback al poziției. Din punct de vedere al alegerii soluției de automatizare pentru robinet, Festo vine cu trei softuri disponibile la noi pe site, evident gratuit, utilizate pentru a configura foarte rapid soluția de care avem nevoie în instalația noastră. Spun rapid pentru că prin răspunsul la un număr redus de întrebări cu privire la diametru, presiune de lucru, timp de acționare, ce alte accesorii mai aveți nevoie, softul respectiv propune soluția optimă pentru întregul ansamblu, adică robinet, actuator, ventil, senzor, poziționer și așa mai departe, tot ce înseamnă accesorii de prindere, deci nu mai trebuie să mai căutați în documentații tehnice, în accesorii și așa mai departe. Pe de o parte, în varianta robineților tuture sau, în cazul de față, robineților sfer. Dar nu se întâmplă ca de fiecare dată să discutăm despre un robinet complet asamblat, ci să avem nevoie de doar de partea de automatizare pneumatică a unui robinet pe care îl am deja în instalație. Și tot la fel prin răspunsul la o serie de întrebări despre robinetul pe care îl avem în instalație și
cum dorim să funcționeze actuatorul respectiv, softul ne poate furniza soluția gata, asamblată pentru această automatizare. Mai mult decât atât, odată configurată soluția în cazul fiecarei combinații, ne este pus la dispoziție atât, nu știu, fișierele CAD, cât și documentație tehnică și așa mai departe. Deci avem toată documentația disponibilă pentru întreg ansamblu. Iată, ne-a ajuns și la final. Nu cred că aș fi putut să mă încadrez mai bine de atât, este ora 11 fix. Totuși, o să mai rămânem câteva minute în cazul în care există întrebări sau neclarități. M-aș bucura să le scrieți în rubrica de chat și să încerc să răspund la ele. O să mai așteptăm 2-3 minute să vedem dacă totuși apar. În caz contrar, nu știu, ori a fost eu extrem de explicit, ori este un subiect foarte bine cunoscut. Da. Momentan, să știți că nu este venită nicio întrebare pe către noi, așa că în cazul în care totuși există neclarități sau aveți nevoie de informații suplimentare, de ajutor în vederea automatizării proceselor dumneavoastră, noi vă stăm la dispoziție. Adresa la care ne puteți conecta, contacta este tehnica@festo.ro sau adresele noastre. Adresa mea este cosmin.tacea@festo.com de această dată și vă vom răspunde cât se poate de repede. Pentru că nu au apărut întrebări, nu pot decât să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această sesiune. Să vă invit să ne vedem în continuare și începând cu 2021 și, de ce nu, 2021 să fie un an mult mai bun decât cel în care suntem în momentul de față. Eu vă urez o zi bună și rămâne să ne vedem sau să ne auzim.